că această carte s-a născut cumva din dorința de a se împleti, de fapt, cele două cărți ultime pe care le-am scris, Cântarea Pământului și Tăcerea Îngerilor. Eu am vrut foarte mult să întrupez cumva un amestec frumos între poezia legată de pământ, poezia legată de țară, de ceea ce înseamnă poporul român, și pentru mine poporul român înseamnă foarte mult, așa, cu acea poezie socială și poezie de dragoste pe care am reușit să le scriu în această carte. Spunea domnul Doru Munteanu un lucru care pe mine mă obligă să îl întregesc cumva, și anume faptul că se deschide cu acest poem autobiografic, cumva surprinzător pentru dumnealui. Eu trebuie să fac o mărturisire, și anume faptul că cu mai mult timp în urmă am început să scriu o carte, un fel de roman autobiografic care necesita și foarte mult timp și foarte mult talent la proză, și recunosc că nu mi s-a părut că aș avea talent la proză, și tot începutul acela de roman l-am transformat în acest poem autobiografic și am încercat să-l și aduc până foarte aproape în zilele noastre, dar scris într-un fel de joacă, într-o joacă care pe aici pe acolo sonorizează, într-o joacă care pe aici pe acolo sclipește, pentru că am vrut două lucruri esențiale, și anume, în primul rând, să fie scris foarte simplu și să fie foarte ușor acceptat de fiecare cititor în parte, și în același timp am vrut să urmez firul ideilor din acel presupus roman, și am vrut să fiu cât se poate de adevărat și de sincer în momentul scrierii lui. Sper că am reușit să fac acest lucru, și dacă n-am reușit, mă voi strădui într-o altă încercare ulterioară să fac mai mult decât atât. În rest, cartea și-a urmat cumva scrierea așa cum mi-a venit mie. Sunt foarte multe lucrurile care se repetă, lucrurile pe care le scriu într-un mod ușor obsesiv, pentru că, în fond, viața noastră, viața aceasta pe care o trăim, este din când în când obsedată de anume realități, obsedată de anume trăiri pe care le parcurgem în fiecare zi. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați asistat la această activitate, la acest moment foarte important pentru mine, și nu pot decât să spun că voi încerca în tot acest timp care m-a mai rămas să nu vă dezamăgesc și să scriu, dacă se poate, din ce în ce mai